Bună seara! Vreau să fac un mic video, un video scurt. Am văzut că ați întrebat când o să fie gata prăjitura cu dovleac. Acum este gata de 20 de minute, cam așa. Așa arată. Dar mai bine decât cum arată, e gustul. Deci gustul e minunat. Am mâncat câteva bucăți și sunt foarte, foarte fain. Deci e o prăjitură foarte simplu de făcut, foarte ușor de făcut, foarte ieftin. Dar pe cât e de simplu de făcut, atât e de bună. Cred că cele mai bune prăjituri sunt alea simple. Deci, îi un aluat. Vedeți aici? Mai umed, moale, dar foarte, foarte gustos. Acum e un pic mai umed din cauza că e încă caldă, vedeți? Așa arată. Deci vă spun că cu prăjitura asta nu dați, n-aveți cu ce să dați greș. Așa. Deci e atât de bună. Pur și simplu mâncați o bucată. Ca și când nu ați mâncat nimica. E foarte ușoară. E foarte, foarte plăcută. Gustoasă, foarte gustoasă. Ok, nu lungesc atât. Am vrut doar să vă prezint și rețeta o să punem mâine. Ok, o seară frumoasă vă doresc. La revedere!